Botoșenenii au avut timp până la sfârșitul lunii martie să își plătească taxa pentru locurile de parcare concesionate de la primărie. Majoritatea cetățenilor n-au omis acest aspect, iar pentru a nu risca să rămână fără parcare, s-au înghesuit încă din primele zile ale anului la Direcția de Taxe și Impozite Locale. Din cele peste 8500 de locuri de parcare, au mai rămas disponibile puțin peste 300, ce urmează a fi scoase la licitație. Prima licitație va fi marți, 4 iunie, la ora 10, la sediul primăriei cunoscut de cetățeni sub sediu de la Casa Cărții. În sala de ședințe de la mezanin vom organiza o licitație, vom scoate la licitație aproximativ 320 de locuri de parcare. Doritorii de a se înscrie la licitație trebuie să meargă la Casa Cărții, la biroul Patrimoniu și să se înscrie. Consultă locurile rămase libere și se înscriu. Cele peste 300 de locuri de parcare sunt dispersate în mai multe zone din municipiu, preponderent la periferie. Sunt foarte multe zone unde scoatem locuri la licitație, dar nu sunt atât de multe locuri, deoarece cetățenii de la un an la celălalt, cetățenii achită tot mai multe locuri de parcare și au conștientizat importanța rezervării unui loc de parcare. Persoanele interesate să consulte lista locurilor de parcare ce urmează a fi scoase la licitație pot accesa pagina de internet a primăriei sau se pot adresa direct funcționarilor care își desfășoară activitatea la Casa Cărții.